Mai întâi să luăm triunghiul AHB și după aia AHB prim. Adi, hai să vedem cum am raționat. Păi dacă luăm triunghiul ăla, rezultă că triunghiul este... De unde se rezultă, Adi? Din triunghiul AHB. În triunghiul AHB, ce ai în AHB? AH, nu, unghiul HAB congruent cu unghiul HBA. De unde? Din ipoteză. Unde? Cine a spus în ipoteză? Nu, din înălțime. Nu, păi trebuie să vorbim, să muncim. Păi, cum? Din ești Georgiana că triunghiul, că unghiul ăsta? Dumneavoastră a spus că BB primul bisector. Aaa, păi trebuie să spunem astea. Nu că am spus eu, ci în baza a ceea ce știm noi. Triunghiul ABC este echilateral, iar A prima a fost dusă înălțime și în triunghiul echilateral înălțimea este și bisectoare. Deci așa scrie. Deci demonstrația. Triunghiul ziare. AHB? Nu. Triunghiul mare ABC. Triunghiul ABC. Ce fel de triunghi este? Echilateral. Echilateral. De unde știu că e echilateral? Din ipoteză. Așa. Apoi, A' a fost dusă ce? Înălțime. 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 Înălțime că înălțime este și bisectare. Atunci, acolo, din astea două, A prim, bisectoare, uh-huh. Rezultă, dacă e bisectoare, rezultă că unghiul HAB, sau A prim, ca să fie, A prim AB, A prim AB, e congruent cu vecinul său, cu A prima C. A prima C. Nu? E congruent cu A prim A C. Și măsura, de măsură câte grade? Fostul 60, fost dat în două, de bisectoare. 20. Nu, 30. Hai, Adi. Simți-mă, da? Deci este... 30. 30 de grade. Care egal cu 62, nu? 60 de grade pe 2, ca să înțeleagă tot omul. Deci e de 30 de grade pentru că e 60 pe 2. Pe de altă parte, am avut și că... Cine a mai fost dus înălțime? BB prim. Punem de sub BB prim înălțime. Tot așa, tot în același triunghi echilateral, rezultă că BB prim este și ea bisectoare. Și rezultă că BB prim A. Care? BB prim A. Un BB prim A. BB prim cu... Un BB prim. B prim B A. B prim B A, da. Da? B prim B A. E congruent cu unghiul. B prim B C. B prim B C. Și de câte grade? De 30 de grade. Adică 62. Adică 60 grade pe 2. Da? Adică 60 grade pe 2. Deci iată că avem acum clar și că BB prim s-o întâlnit cu A primă egal punctul H. Și mai adăugăm BB prim se intersectează cu A prim egal mulțimea formată din punctul H. Și acum spunem, în triunghiul. În triunghiul care, Georgiana? La care ne oprim? În triunghiul AHB. Deci în triunghiul AHB. Avem. Acolo. Ce avem în triunghiul AHB? Foi
în AHB, între unghiul de aici, AHB, ce avem cunoscut? Măsură unghiului a 30 de grade. Ce, a cărui unghi? Citim măsura de... unghiului HAB. Măsura lui HAB a unghiului acesta egal cu măsura unghiului egal cu măsura unghiului BAH. Crezi BAH? BAH adică tot asta. Nu, HBA. Măsura lui HBA și egale cu 30 de grade. Da. Deci unghiul de aici este cât unghiul de aici de 30 de grade. Și cât fac împreună? 60 de grade. Dar suma unghiurilor unui triunghi, adică spunem prin trei litere, măsura lui, Adi, vorbește tu, măsura în triunghiul acesta, HB, măsura lui. Măsura unghiului HAB. Plus măsura unghiului. Măsura unghiului HBA. HBA. Plus măsura unghiului, al treilea unghi. Plus măsura unghiului AHB. A. Măsura lui AHB. Egale cu 180 grade, nu? Mm-hmm. Într-un triunghi. Și acum echivalent vă spune. Cât este măsura lui HAB? Măsura lui HAB este egală cu... Este scris. 30. Deci vine 30 de grade. Înlocuiesc pe măsura lui AHB. Așa, 30 de grade plus. Plus HBA cu 30 de grade. Da. Și plus măsura necunoscută, măsura lui HB. E ca 180. Da? Acum? 60 de grade plus. Atunci vine 60 de grade plus măsura AHB. Da. Egal cu 180 de grade. Corect. Atunci avem AHB. Măsura. Măsura lui AHB este egal cu 180 de grade minus 60 de grade. Și măsura lui AHB este egal cu 120 de grade. Da. Și egal cu 120 de grade. Iată întrebarea la care am avut de răspuns. Am răspuns deja la întrebarea aceea. Cât este măsura lui HAB? AHB. 120 de grade. Am redactat, asta e important că am redactat. Și acum lui AHB1. AHB'. Da, pot să spun eu? Da. Fie în triunghiul. În triunghiul AHB'. În triunghiul AHB'. Rezultă că avem HAB prim. H, măsura. Măsura lui AHB prim. AHB prim? Da. AHB prim, nu știi. HAB prim. H, da, așa. B prim egal cu 30 de grade, nu? HAB prim 30 de grade. Da. 30. Apoi. Cu unghiul HB. Deci te uiți mai întâi unghiul HB prim, da? Da. Și cum avem că unghiul HB prim A este de 90 de grade. Așa. Mai știu cu măsura lui HB prim A egal cu 90 de grade. Atunci, în triunghiul ăla, dar vrem pe toate. Da. Deci, în triunghiul ăsta, AHB, prima da. Avem. Măsura lui. Măsura lui. Georgiana zice, măsura lui. Măsura lui... Readunăm. Măsura lui HAB prim. HAB prim. Da. Plus măsura... Măsura lui HB prima. Da. H... B prim A. Și plus măsura lui. Lui deci litera o băgăm pe rând. Am băgat-o mai întâi pe A.
Acum pe B prin și acum dă pe H. A, B, H, B, B prim, prim H, A, A, egal cu cât de grade? Mi-a arătat AHB. 180 de grade. AHB prim, de ce ești lucru, mă? Da. Ori B prim H, ori AHB prim, fac 180 de grade. Da. Cât este măsura lui? HAB este egal... HAB prim. B prim este egal cu 30 de grade. Deci înlocuim 30 de grade. Plus, plus 90 de grade. Da. Plus, plus măsura lui B prim HA. B prim HA. Egal cu 180 de grade. Da. Și vine 120 de grade. 120 de grade. Plus, plus măsura lui B prim HA. B prim HA. HA este egal cu 180 de grade. Egal cu 180 de grade. Și măsura lui B prim HA este egală cu 180 de grade. Măsura lui B prim, B prim HA este egală cu 180 de grade minus 120 de grade. Și atunci rezultă că măsura lui B prim HA este egală cu 60 de grade. Deci egal cu 60 de grade. În final, am arătat că am răspuns la întrebarea cât este AHB? Da. 120. Și cât este cealaltă? Este 160, da? Da. Mai putea fi văzut ca și unghi exterior pentru triunghiul. Unghiul AHB prim, AHB prim, putea să fie văzut ca exterior triunghiului, unghi exteriorul triunghiului AHB. Și atunci vine din 180, cădeam deodată pe 120 și 60. Da. Deci mergea și varianta asta. Da. Atunci, aici, cu ce rămânem? Cu ce rămânem de la problema asta? Păi... Mai citește odată și îmi spui unde ți s-a părut fie dificil. A, mi s-a părut aici, s-a aflat mă unghiuri. Nu înțelesește ce înseamnă unghiuri format de înălțimi. Să se afle unghiurile formate de înălțimi. Deci de cele două înălțimi? Da. Practic, duse și să vedem unghiuri dintre ele. Asta era, da? Și tu spuneai, de ce să luăm triunghiul ABC? Păi n-am notat. Un triunghi echilateral, ABC. Am dus înălțimile. Nu le spune autorul, dar le ducem noi. Și unghiul format de cele două înălțimi, într-un triunghi echilateral, asta însemna problema noastră. Să vedem o altă problemă. Dacă în triunghiul ABC mediana din C, bisectoarea unghiului A și înălțimea din B, sunt concurente în O, și OA congruent cu OB, atunci triunghiul ABC este echilateral. Aici nu știu ce avem de făcut. Păi da, citim mai rar. Problema poate fi foarte interesantă. Deci spune încă o dată. Dacă? Dacă în triunghiul ABC, mediana din A, din mediana din C, bisectoarea unghiului A și înălțimea dusă din B, sunt concurente în O și OA congruent cu OB, atunci triunghiul ABC este echilateral. Foarte tare problema. Da? Foarte tare. Dar trebuie să o descărcim acum. Îi apare o problemă dificilă. Dar noi ne dăm părinți. Deci n-am priceput, că doar zice că triunghiul este... Nu! Asta trebuie să demonstrăm. Asta trebuie să demonstrăm. Și eu de ce nu mă trebuie să mă? Păi, citim atenți, cu atenție. Deci, dacă în triunghiul ABC mediana dusă din C, bisectoarea unghiului A și înălțimea din B... Citești foarte repede. Deci, atenție multe. Dacă într-un triunghi se întâmplă ca... Mediana din C. Mediana din C. Deci, eu și nu în triunghi. Oarecare, nu? Îl luăm echilateral de la bun început și am să vă spun de ce. A, da. Că tocmai trebuie să demonstrăm că e echilateral. Da? Mm-hmm. Deci noi luăm echilateral. Echilateral. Că tot trebuie să demonstrăm asta și ca să fie adevărat, pornim cu chestia asta să nu folosim că latura ar fi egale. Sau unghiuri egale 60 de grade.
Deci, ai reușit să-ți tras. Da. Triunghi lateral, da? Notăm, așa cum ne-au zis, A, B, C. Deci triunghiul echilateral. Nu ni se dă în ipoteză triunghi echilateral, da. Ci un triunghi oarecare sub înțelegem. Da. Mediana adusă din C. Din C. Ce e mediana? Mediana? Unde este vârful cu mijlocul latului opus. Deci vârf cu mijlocul latului opus. Căutăm mijlocul lui AB. Punem C1. Scriem pia. Da, C1, da? Mediană. Deci în triunghiul ABC, în ipoteză, avem că CC1 mediană. CC1 mediană. Apoi. După aia zice bisectoarea unghiului A. Bisectoarea unghiului A. Deci, bisectoarea ce face? Împarte unghiul în două părți egale. Deci, noi ducem bisectoarea, dar nu știm că e și mediană. Ia o ducem, să împarte unghiul în două. Da? Să împarte unghiul în două unghiuri congruente. Și zicem A1. Deci, A1 e bisectoare. Adică unghiul de aici e cât ăsta de aici. Și înălțimea din B. Și înălțimea din B. Deci din B duc o perpendiculară, nu? Uh-huh. Nu știu că pică la mijloc. Dar știu că ci că sunt concurente. Adică toate se întâlnesc într-un singur punct. O. Da? Deci BB1 ce este? Ce am zis că este BB1? Înălțime. BB1 înălțime. Și se intersectează în punctul O. Și toate trei, CC1, intersectează A1, intersectează BB1, egal cu mulțimea formată din punctul O. Mm-hmm. Da? Și astfel încât OA congruent cu OB. Și mai dă autorul cu OA încât OB. Mai adăugăm în continuare cu OA congruent cu O, B. În toată această ipoteză, să rezulte că triunghiul A, deci B, C, echilateral. Echilateral. Deci știm că OA este cât OB. Și mai știm că CC1 este cine? CC1. CC1 ce este? CO plus OC1. Nu, ce este A, CC1? O mediană. Mediană. Și de ce rezultă că AC1 e congruent cu C1B? AC1 cu C1B. AC1 cu C1B. Dar de unde de aici rezultă? Că nu înțeleg eu de ce rezultă de aici. Pentru că CC1 este mediană. CC1 fiind median în parte în două. Da. Deci AC1 este că C1B foarte bine. Și dacă știm, și dacă am luat triunghiul AOB. AOB. Și cum CC1 ar fi mediana lui AOB, atunci ar rezulta că AO congruent cu OB și A... Nu ar rezulta. AO este cât OB, da, dat în ipoteză. AO, AC1 congruent cu C1B din, tot din ipoteză. Da. Deci asta e cât asta din ipoteză. Da, și AO cu OB tot din ipoteză. Da. Și unghiul O, nu, de fapt unghiul C1, unghiul de 90 de grade. Și unde se rezultă că e unghiul de 90 de grade? Că nu înțeleg. Că e mediană.
Păi, mediana unește vârful cu mijlocul, dar nu-i perpendicular. Hai să ne ducem la aceste două triunghiuri. A, C1, O și O, C1, B. Ce poți spune în cele două triunghiuri? Că A, O este congruent cu O, B din ipoteză. A, C1 congruent cu C1, B, tocmai așa. Și unghiul... Nu avem niciun unghi în altă discuție. Totuși, mai au ce? O latură. Deci latura asta e cât asta. Asta e cât asta. Și O, C1. Așa! C1, O este comun. Păi, de ce nu le văd? Păi de, nu, mă întreb și eu. Deci C1, O este latură comun. Și atunci suntem în cazul de concurență... Latură. Cel mai rar folosit. Și dacă triunghiurile sunt triunghiurile astea sunt congruente, și celelalte elemente, adică unghiurile, vor fi congruente două câte două. Care unghi din triunghiul ăsta cu care unghi din triunghiul ăsta? Unghiul A congruent. Păi A, nu, acolo sunt mai multe unghiuri, cel puțin două. Deci, O, A, C1. O, A, C1, ăsta de aici. Da, cu... O, B, C1. Că amândouă privesc spre C1, da. Care e comună. Uh-huh. Deci unghiul ăsta va fi congruent cu ăsta. Așa, după aia unghiul... B, C1, O. Da, B, C1, O. Congruent cu O, C1, A. O, C1, adică ăsta de aici congruent cu ăsta de aici. Și cât fac împreună ăsta? 180. Și pe 2, că sunt congruente? 90. Deci 90-90. Uh-huh. Iată că ai arătat că CC1, care era mediană, nu punește vârful cu ce, e și perpendiculară. Uh-huh. Atunci CC1 ce este într-un triunghi? Mediană, mediatoare, bisectoare... Este mediatoare deocamdată, da. Că e perpendiculară. Perpendiculară, uh-huh. Dacă coincide cu mediatoare, e de toate. Triunghiul, ce devine triunghiul ACB? În condițiile astea. ACB, isoscel. Devine isoscel cu vârful în C. Păi dacă isoscel și noi cum am învățat la triunghiul isoscel că unghiurile de la bază sunt congruente. Păi, da, știu. Atunci triunghiul A, B, C este triunghiul... Nu e suficient. Trebuie să fie un unghi de 60 de grade. Isoscel cu un unghi de 60 de grade. Tu n-ai decât atât deocamdată. N-ai folosit deloc calitatea de bisectoare de aici. Calitatea de înălțime pe partea cealaltă. Deci mai avem treabă de muncit ca să putem... Acolo știu că-s de 90 de grade. Calitatea bisectoare. Adică A, A1, B congruent cu A, A1, C și avem că A, C congruent... A1B cu A, A1, C. Nu știu că asta e congruent cu asta. Bisectoarea nu pică perpendiculară. Bisectoarea ce face? Pe ăla de sus l-a împățit în două. Pe B, A, C l-a împățit în două. Hai. Deci asta e înălțime. Unghiul de aici de câte grade este? De 90. 90 de grade. Asta e bisectoare. Pe care unghiul o împărți bisectoarea în două? Unghiul. Citește prin trei litere. B, A, C, nu? Da, B, A, C. Adică unghiul 1 cu unghiul 2 sunt congruente, da? Unghiul 1, adică l-am notat cu 1 pe ăsta. Și ăsta e 2. Din calitatea ca A prin bisectoare, împărțit unghiul în două. Deci unghiul 1 e congruent cu unghiul 2. Da. Dar unghiul 1 era congruent și cu ce unghi de aici? Cu unghiul B. Unghiul B1. 3. Da. Să zicem, da? Unghiul 3. Între unghiul A, B, B1, A, B, B1. O să luăm triunghiurile... Nu luăm triunghiuri, ne focalizăm atenția pe triunghiul A, B, B1.
Ce ai în triunghiul ABB1? Triunghiul ABB1. Ce știm, Georgiana, în triunghiul ABB1? Că BB1 este mediană. BB1 este înălțime. Da. Adică BB1 face aici 90 și 90 aici. Uh-huh. Deci în triunghiul ABB1 ce unghiuri știi? Ce unghiul știi? Clar, că B1. B, din trei litere? B, B1, A. Care este cât? 90. 90 de grade. Cât o rămas să fie celelalte două unghiuri? 90. 90, adică care două unghiuri? Unghiul A2, adică B1, A, B și... B1, A, B, corect. Și B1, B, A. Adică 1 plus 2 plus 3. Da, egal. 1 plus 2 plus 3 egal cu 90. 90 de grade. Da. 1 plus 2 plus 3 trebuie să fac 90 de grade. Dar cum este 1 cu 2? Congruente. Și 1 cu 3? Tot congruente. Deci 1 cu 2 și cu 3, toate între ele? Congruente. Da. Și când fiindcă în total fac 90 de grade? Din 180. Din 180, dacă în total cele 3 fac 90 și ele sunt egale? From 180 de grade. Nu? Păi, hai să mai vedem un grad. Cât face 1 plus 2 plus 3 la un loc? 90. 90. Și toate sunt de aceeași măsură. Da. Cât este unul din ele? 30 de grade. 30 de grade, mă, dacă toate împreună fac, cele 3 fac 90 și ele sunt de aceeași măsură, sunt congruente între ele, atunci 90 împărțit la 3 fac 30 de grade. Deci 1 are 30, 2 are 30, 3 are 30. Și acum? Și acum, gândim așa. Ce fel de triunghi era A, B, C? Dovedi de noi. A, B, C? Echilateral. Nu, nu, până la echilateral. Am arătat că este isoscel cu vârful în C. Așa, da. Am arătat că este isoscel cu vârful C pentru că am spus noi că CC1, care este mediană, e și mediatoare. Și fiind în mediatoare și în mediană și în înălțime, dacă vreți, este, de fapt, asigură triunghiul ACB, isoscel cu vârful în C. Uh-huh. Și ca să devină echilateral, ce mai trebuia lui isoscel ca să fie echilateral? Să fie cu un unghi de 60 de grade. Uh-huh. Și ce am reușit noi să arătăm? Că unghiul din A, câte grade fac de preot? 60. Păi iată-l, el isoscel, cu un unghi de 60 de grade și atunci este echilateral. Mamă, dar câtă muncă -i. Păi, de așa ți-am să elaborez un raționament. Eu, haide să-l mai luăm încă o dată și cum scriem, după ce înțelegem cum curge raționamentul, până redactăm. Deci, autorul spune, ia să vă spun eu ceva. Dacă într-un triunghi duceți din C, median, din A, în bisectoarea, și din B, în înălțimea, și dacă toate trei se întâlnesc într-un punct O, noi știam că ei se întâlnesc, dacă sunt de aceeași natură, da. Adică dacă sunt toate înălțimi, toate mediane, toate mediatoare, toate bisectoare se întâlnesc, da. Sunt concurente. Dar că una de un fel și alta de un fel și nu știu ce, o mediană cu o bisectoare și cu o înălțime se întâlnesc, e o notă aparte în problemă. Deci asta trebuie exploatat. Și mai ne spune autorul, în plus vă mai spun că într-o astfel de situație când am dus o mediană, o bisectoare și cu o înălțime întâlnite în nouă, vă mai dau eu încă o informație, vă mai ajut cu ceva. Vă spun că și OA este cât OB. Adăugați voi la concurența lor și OA cu OB. Într-o astfel de situație, să știți, demonstrați voi că triunghiul este echilateral. Și noi am spus, băi, să vă oprim. Ca să fie echilateral, ar trebui să arătăm ori toate laturile congruente. Cum am făcut în figura, în problema anterioară. Ori două laturi și un unghi. Ori două laturi congruente și un unghi. Ori toate unghiurile de 60 de grade, da?
două unghiuri de 60, că al treilea vine de la sine. Atunci suntem într-o unghie echilaterală. Ei, data trecută când am construit pe triunghi echilateral și am construit asta așa și asta așa și nu știu ce am mai făcut noi și așa și am arătat că triunghiul astea obținut este echilateral, ne-am focalizat pe varianta să arătăm că laturile sunt toate trei congruente, nu? Între ele. Aici n-a mai mers așa. Aici a zis așa. Am gândit în felul următor. Hai să ne concentrăm pe varianta triunghi isoscel și cu unghi 60 de grade. Triunghi isoscel și cu unghi 60 de grade. Și am exploatat ce conjunctură are. Am dus mediana. C1 e mediană. Unește vârful cu mijlocul. Deci, ascunde în culise că AC1 este cât C1B. Mi se mai dă de autor că OA e cu OB. Și atunci am zis, hai să ne ducem la cele două triunghiuri. Le-am luat în discuție. Cele două triunghiuri au o latură, o latură, o latură, o latură și latura asta comun, deci sunt congruente. Da. Congruența triunghiurilor ne duce spre congruența unghiurilor 2 câte 2. Unghiurile fiind congruente, da? Ce se întâmplă dacă unghiurile sunt congruente? Îndată, unghiurile fiind congruente și împreună fac aici 180 supra 2, 90. Deci iată că constatăm că CC1 care este dusă mediană pică chiar perpendicular și atunci este și înălțime, și mediatoare. Și asta se întâmplă cum într-un triunghi isoscel. Înseamnă că CA este cât CB. Deci iată că am prins că CA e cât CB, am prins din mers treaba asta, am exploatat că CC1 este ce am exploatat? Că CC1 este mediană și că OA e cât OB. Și am valorificat acest, din ipoteză, foarte bine am exploatat CC1 mediană și că OA e cât OB. Am dus-o și mediatoare și atunci am zis că triunghiul ACB este isoscel. Și acum, folosind faptul că A1 e bisectoare și că BB1 e înălțime, am dorit să arătăm că unghiul de aici este de câte grade? De 60 de grade. Ca să fim în situația un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade devine triunghi echilateral. Și tot raționamentul l-am condus mergând în triunghiul ABB1. În triunghiul ABB1, Georgiana, ce fel de triunghi este ABB1? Isoscel? Nu. Poate să fie triunghi ABB1. E dreptunghic în B1. Am dus, da? BB1 e înălțime. E triunghi dreptunghic. Și fiind triunghi dreptunghic, ABB1, se întâmplă, ce se întâmplă? Folosești telefonul? Vrei să dai un mesaj? Nu. Dar ce faci acum? Fii atent, ca să putem conduce problema, că altfel eu am obosit, tu ai obosit, ce facem aici? Obosit. Hai? Hai, te rog. Deci, în triunghiul ABB1, da, știu că... BB1 este înălțime, deci unghiul de aici este 90 de grade. Pe de altă parte, asta A1 a fost bisectoare, deci unghiul 1 e cât unghiul 2. Dar din congruența din triunghiul de mai înainte AOB, am arătat că 1 e și cât 3. Triunghiul fiind, triunghiurile astea fiind congruente. Și atunci mi-a rămas că 1 plus 2 plus 3 fac împreună cât fac împreună? 1 plus 2 plus 3 fac 90 de grade. 90, da. Cum și congruente între ele împărțim la 3 și atunci 30, face 30 de grade. Și atunci dacă unghiul 1 cu 2 este de 30 de grade, 1 și cu 2 fac împreună 60 de grade, iată că suntem într-un triunghi isoscel cu unghiul 60 de grade și problema este corect dusă. Ai putea să repezi tu tot raționamentul acum? Deși l-am spus de două ori, de acum repetă-l tu. Cum CC1 este mediatoarea... Nu mediatoarea, dar e mediana triunghiului. Mediana lui AOB a demonstrat... Nu, o secundă. CC1 e mediană în triunghiul AB, BC, da.
Și de aici, și cum, A1 este bisectoare și BB... A, lasă acolo, să ne concentrăm pe CC1 e mediană. Și cum am luat triunghiile AOC1 și OC1B, am demonstrat că triunghiile alea două sunt congruente. Din ce pe ce cale am mers, ca să fie congruent, în ce caz ne-am plasat? Latură. Așa și cum... Și cum BB1 este... Păi aici mai rămânem un pic, că n-ai finalizat. Sunt triunghiuri congruente, da. Și ce dacă? Din congruența lor, ce trebuie concluzie tragem? Care e unghiul cu care? Unghiul 1 congruent cu unghiul 3, conscris acolo. Deci 1 cu 3 sunt congruente, da. Din congruența triunghiurilor respective, da? C1 congruent cu C1. Deci nu sau da? Și... Și dacă C1 cât C1 împreună, cât facă împreună aici? 180. Și 180 împărțit la 2 dă 90 de grade. Deci CC1 este mediatoare. Mediatoare. Da. Ea a fost mediană și a căpătat calitate de mediatoare. Uh-huh. Adică dacă s-au suprapus, obligă triunghiul ACB să fie ce fel de triunghi? Isoscel. Isoscel cu vârful, da. În C. Da. Și cum BB1 acum este înălțime... Nu, BB1 este înălțimea corectă. Da, în triunghiul ABC și cum ABC este isoscel, atunci luăm triunghiurile AOB1, nu, de fapt, triunghiul B1AB și am demonstrat că BB1 este unghi de 90 grade. Nu am demonstrat, este dat. Da. Că BB1 e din 90 grade pentru că triunghiul e dreptunghic, BB1 fiind înălțime. Și au rămas ce, care unghiuri adunate să fie împreună? 1, 2 și 3. Dau 90 grade și dacă sunt congruente... Nu și dacă. Sunt congruente. Din ce motiv sunt congruente? Pentru că tocmai am demonstrat că la primul 1 e congruent cu 3 și cum A1 a fost bisectoare, unghiul 1 congruent cu unghiul 2 și deci a rezultat că 1 cu 2 cu 3 fac 90 de grade. Și ca să demonstrăm cât e un unghi, am împărțit la 3 și ne-a dat că sunt de 30 de grade. Atunci dacă sunt de 30 de grade, înseamnă că 1 și cu 2 fac împreună? 60 de grade și atunci triunghiul ABC este isoscel și are un unghi de 60 de grade. Știam că este isoscel, da. Și cum mai vin cu informația că are un unghi de 60 de grade, triunghiul devine echilateral. Georgiana, vorbește și tu. Conduci și tu raționamentul. Demonstrație? Demonstrație, adică povestește toată asta. Am spus-o eu de două ori, am spus-o așa de o dată, hai și tu acum. Dacă... Nu dacă, ci ce știm concret. Deci CC1 ce este CC1? CC1 este... bisectoare. Uite, de scris acolo. Mediană. CC1 este mediană. A1 este bisectoare și BB1 este înălțime. Și toate trei s-au întâlnit în punctul O. O. Bun. Plecăm. Cum are plecat? Fie triunghiurile... Nu. CC1 este mediană. Da, CC1 este mediană între unghiul ABC. Da. Și... Atunci, mediana ce face? Unde ridică? Unește vârful cu mijlocul. Da? Deci ce știi? Când ai zis mediană, automat AC1 este cât C1B. Hai tu conduci raționamentul. Vorbește. Este cât C1. B este cât B...
copaci. Zici de două ori, a trei ori, a patru ori îți trebuie să facă, nu se poate să nu știu. Eu fac, știu, am perceput. Hai să vedem ce o seamnă. Da, hai să urmărești acum, Adi, pătumă tu, că Georgiana o să fie atent acum la urmă. Scriem demonstrație, da. Așa că am început. Cum CC1 este mediană între unghiul ABC? CC1 mediană. Între unghiul ABC. Da. Și așa. Rezultă, dacă e mediană, să tragi concluzie. Rezultă de aici că, ăsta, cum am zis? Că AC1. Așa, AC1. Am uitat. Congruent cu C1B. C1B. Bun. Așa, și acum fie triunghiurile. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile AOC1 și triunghiul. Și triunghiul C1OB. C1OB. Despre astea două putem zice că au AO cu 2B din ipoteză. AO congruent cu OB din ipoteză. Da. Cu C1O latură comună. C1O latură comună. Și AC1 congruent cu C1B, C1B din ipoteză. Tot din ipoteză, știi, da? Aici rezultă cazul latură, deci triunghiul luat în discuție. Da. Triunghiul AOC1 congruent cu triunghiul C1OB. C1OB. Bun. Și dacă sunt congruente, rezultă de aici că... Rezultă de aici că CC1 este mediatoare. Deci dacă sunt congruente, rezultă că unghiul, da, unghiul AC1O... AC1O îi congruent cu A cu OC1A. OC1A. Da. OC1B. OC1O, da, B. B, că era, ai zis AC1O cu OC1A, același triunghi, da. Același unghi așa. Așa. Dar ele adunate, măsura lui AC1O plus măsura lui OC1B, cât fac împreună cele două unghiuri? 180 am zis, nu? Da. Și cum... Sunt și congruente, da. Deci rezultă că... Rezultă măsura lui AC1O, O este egal cu 90 de grade. Exact. 180, da. 180 pe stand 2 fac 90 de... de grade. Și atunci rezultă că CC1 este și ce? CC1 faptul că da. Pică perpendicular, da. E înălțime. CC1 înălțime. Și acum să zicem, Între unghiul. ACB. ACB. Avem. CC1 este odată. CC1 este mediană. Avem, da, CC1 mediană. De unde știm că e mediană? CC1 e mediană în ipoteză. Tot CC1 este și CC1 este și înălțime. Demonstrație. Da. Din demonstrație. Acolo din astea două. Da, rezultă de aici că triunghiul CB este isoscel. Triunghiul ACB isoscel. Da, triunghiul ACB este isoscel. Cu vârful încet, să înțelegi, adică da. Să, pentru toată lumea înseamnă că AC AC e congruent cu CB, da? Da, și acum cum BB1 este înălțime. Exact. În triunghiul ABC. Triunghiul ABC, BB1. BB1.
V1 egal cu înălțime, da, rezultă înălțime de aici că ce face înălțimea? Înălțimea ce face? Perpendiculară de vârf pe latura opusă. Exact. Înseamnă că unghiul BB1A, măsura lui BB1A e egal câte grade? Cât am zis, BB1A, BB1A, 90. Este de 90 de grade. Da? BB1A, da, este 90 de grade. Acum, fie triunghiurile... Nu. Faptul că măsura lui BB1A este 90 de grade... Și cum am demonstrat mai înainte, că unghiul 1 congruent cu unghiul 2 congruent cu unghiul 3. N-am demonstrat, nu-i scris nicăieri. Nu, și cum AA1 este bisectoare. AA1 bisectoare. Rezultă că... Unghiul A1 congruent cu A2, se scrie pe scurt, da? Unghiul A1 cu A2 congruent cu A2. Așa, congruent cu A2. Și cu unghiul 1 congruent cu B3. N-am scris, mă, nicăieri, unghiul 1 congruent cu B3, A1 cu B3. Când am arătat că triunghiurile sunt congruente, uite aici, e triunghiul ăsta. Conform latura-latura sunt congruente. Noi am exploatat că AC1 op cu AC1B, dar trebuia să mai spunem și alte unghiuri că sunt congruente. Trebuia să spunem că A1 cu B3. Hai să adăugăm aici. Unghiul A1 congruent cu B3. Ca să fie scris, ca altfel. Așa. Și acum putem folosi. Da, și acum. A1. Cu A1 congruent cu A2 congruent cu A3. Cu B3 o adăugăm aici, da? Da. Cu B3. A1 congruent cu B3. Deci rezultă că toate trei congruente, A1 congruent cu A2 congruent cu B3. Da? Da. A1 congruent cu A2 congruent cu B3. Iar împreună măsura da. Lui A1 măsura lui A1 plus măsura lui A2 plus măsura lui B3 cât fac împreună? 180. Fac 180 de grade, da? De unde rezultă că numai un unghi, măsura lui A1 egal cu 90. Nu fac 180 de grade, fac 90 de grade. Da, 90. 90 grade, că unul ăsta e de sus de 90 grade și a rămas la 3, unghiul se facă 90 de grade. Deci numai măsura lui A1 egal cu măsura lui A2 egal cu măsura lui A3, lui B3 și egal cu 30 de grade, da? Fac 30 de grade. Și atunci A1 plus A2 cât îi fac împreună? Măsura de aici rezultă că măsura lui A e egal cu 60 de grade. A1 plus A2 fac tocmai unghiul A. Și iată că avem undeva isoscel. Triunghiul este isoscel. Unde am zis noi că triunghiul este isoscel? Mai sus. Aici. Da. Triunghiul ABC e isoscel. Și îi pun mâna sub alta, pe astea două. Deci avem... ACB e isoscel. Da. Deci triunghiul ACB e isoscel. Ai venit. Da. Triunghiul ACB. Triunghiul ACB. Isoscel. Și cu măsura unghiului egal cu 60 de grade. Măsura unghiului egal cu 60 de grade. Rezultă că triunghiul cum devine? Echilateral. Triunghiul ABC echilateral. Multe mult așa ai? Da. Te-am auzit comentând. Da? Ce-ai zis? Urmării mama bănesc el, da? Am uitat.
Da. Așa, măi, și... Întreb pe domn profesor că... Da, așa cum am văzut, problemele în sine... Au fost. Da, le-am analizat cu atenție. Ce rămâne de... Care sunt lucruri care plecăm de la discuția noastră? Hai să recapitulăm. Au fost câte? Trei probleme am putut face? Trei probleme. Prima problemă care a fost? Georgiana, îți vă amintiți prima problemă? Da. Georgiana, să vedem. Problema care se prelungesc laturile din ce. Așa, s-au prelungit laturile acolo, da? Și trebuia să arătăm că triunghiul care s-a format e triunghi echilateral. Uh-huh. Cum am gândit acolo, Adi? Am luat toate laturile congruente. Deci aveam și varianta cu două laturi congruente și un unghi de 60 de grade, care am folosit aici. Da. Nu, aici am folosit varianta triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade. Uh-huh. Nu ne-am dus acolo pe varianta aceea, că nu aveam elemente din ipoteză care să ne permită asta. În problema a doua? Trebuia să demonstrăm că... Să demonstrăm două măsuri. Așa, două măsuri au două unghiuri. Unghiuri da. Format de cele două înălțimi, nu? Uh-huh. Ei, acolo a fost important să vedem cum anume înțelegem din ipoteză intersecția înălțimilor, care sunt unghiuri formate din cele două înălțimi. Și n-a fost greu. Ce am exploatat acolo? Ce idee am exploatat în problema a doua? În problema a doua, când am fost în concurența înălțimilor. Ce idee am exploatat? Că erau două laturi și un unghi. Nu, așa. În problema a doua, când s-a dat concurența înălțimilor, a două triunghi, concurența înălțimilor într-un triunghi lateral, am exploatat faptul că într-un triunghi lateral înălțimile sunt și bisectoare. Așa. Nu? Da. Bisectoare. Și atunci a fost 30-30 și ne-a rămas ăla de acolo format de înălțim de, de 120 de grade. Iar în problema a treia, asta care am făcut-o tocmai acum... Acum era cu două laturi și un unghi. Deci două laturi congruente, triunghiul să fie isoscel, am mers pe culoarul ăsta. De ce crezi că n-am mers pe toate laturile congruente ca... Pentru că nu ne dădea... Deci de ce crezi tu că nu am acceptat varianta aceea cu toate laturile egale? Cum am, de fapt, am acceptat-o în prima? De ce am mers, Georgiana? De ce crezi că n-am mers pe aceeași variantă? Nu ne puteam gândi tot așa să arătăm că toate laturile sunt egale? Mediana a devenit perpendiculară din ce am demonstrat. Și atunci ne-am obligat pe triunghi să fie isoscel. Deci neieșit acolo laturile acestea CA cu CB congruente din faptul că numai într-un triunghi isoscel se întâmplă ca mediana să fie și mediatoare și înălțime și de toate, da? Deci vezi, dacă am găsit două din ele, imediat am constatat că e triunghi isoscel și nu m-am dus pe toate laturile egale. Cum să arăt eu că AC cu CB cu AB sunt congruente când aveam elemente? În triunghiul MNP, cum a fost acolo, am avut posibilitatea să arăt așa. De câte ori am repetat soluția asta? De două ori eu. Și o dată eu. O dată tu. Și am încercat și cu Georgiana. Am redactat-o. Și aș vrea tare mult să încercăm. Suntem drept la partea asta de geometrie, la început. Dar iată că anul întâi de geometrie, clasa a șasea, s-a dus deja. Mai facem geometrie într-a șaptea. Iar dacă lucrurile acestea care le-am făcut nu se știu perfect, nu putem continua într-a șaptea, va fi foarte greu, iar într-a opta nu înțelegi nimic. Că geometria în spațiu care se clădește numai pe geometrie în plan. În concluzie, eu insist și vă spun, acasă trebuie să faceți ceea ce fac atâția copii care nu stau de vorbă cu mine. Dacă această soluție am repetat-o de 3-4 ori,
nu putem repeta aici la nesfârșit. Dar tu acasă când stai, hai mă să văd încă o dată, și mai ales Adi, când ți-a ascult vocea acolo și intervenția și discuția cu mine, e păcat să nu te relaxezi urmărind odată și odată și odată filmul acela, până când îl înțelegi. Este mai mult decât îți închipui vreo clipă, că dacă la clasă profesorul face o singură dată demonstrația și o pictează acolo și rămas urmă, n-ai putut urmări nimic. Dar tu când ai filmul lecției, nu mai trebuie să ai dorința și voința de a reface și iar a reface. Este filmul, asta e noutatea, cum să vă spun. Numai voi să doriți să vedeți filmele acestea. Toate filmele care sunt făcute la clasa a 6-a trebuie să făcute și reluate în vacanța asta de câte ori vreți voi. Și muncit, că vezi, nici mama, nici tata, nici eu, nimeni nu poate să învețe locul tău. Este activitatea pe care o ai tu. Dar trebuie să pleci la tine. Ai tu bucuria asta că ai înțeles fenomenul. Nu vine decât prin muncă. Eu nu spun, nu pot spune altă variantă, că dacă aș avea o altă variantă, spune, asta e varianta. Așadar, ne oprim aici, mai stăm de vorbă. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profonan și vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere, Ade, așa facem.